Dimineață cu ceață densă în mai bine de jumătate din țară. Meteorologii anunță o nouă zi cu temperaturi de primăvară, dar și o răcire a vremii spre sfârșitul săptămânii. Detalii aflăm de la Oana Pădurar, expert meteorolog alături de mine. Bună dimineața din nou, Oana! Bună dimineața, Denisa! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, ceață în momentul de față, posibil persistentă și în orele următoare, în mai multe zone din țară, dar îndeosebi în zona Moldovei, în Transilvania, Maramureș și în Crișana și pe arii mai restrânse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În ceea ce privește fenomenul de ceață, vizibilitatea în aceste zone este scăzută, local sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, iar ceața poate fi asociată și cu burniță la nivel izolat și se mențin condițiile de producere a poleiului, funcție de condițiile locale. În ceea ce privește temperatura aerului astăzi, într-adevăr, o zi în continuare cu mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 7 și 16 grade, valori termice ușor mai scăzute față de cele înregistrate pe parcursul ultimelor două zile și chiar și pe parcursul zilei de ieri au fost foarte multe recorduri la temperaturile maxime, peste 100 de recorduri zilnice, iar astăzi ne așteptăm în continuare la recorduri, dar mult mai puține față de zilele trecute. În ceea ce privește regimul termic în zilele următoare, tendința este într-adevăr ca valorile termice să scadă, dar acestea vor rămâne în continuare peste cele normale pentru această perioadă, maxime cuprinse deocamdată între 4 și 12 grade, iar temperaturile minime treptat vor deveni negative în depresiuni și în regiunile din jumătatea nordică a țării, apoi și în restul zonelor. Ne așteptăm la minime cuprinse deocamdată între minus 2 și 7 grade la sfârșitul acestei săptămâni, însă, după cum spuneam, temperaturi mult mai scăzute în depresiuni, chiar spre minus 7, minus 8 grade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea astăzi vor fi prezente în partea de nord-vest și de centru a țării. Vor fi ploi slabe cantitativ la munte, în zonele montane aferente și mă refer la zona munților Apuseni, dar și prin nordul Carpaților Orientali vor fi precipitații mixte. În zilele următoare însă probabilitatea pentru ploi și lapoviță va fi mai mare în regiunile din jumătatea nordică a țării. În continuare ceață, noaptea și dimineața, mai ales în zonele joase de relief, în special din centrul, estul și sudul teritoriului. Oana, mulțumesc! Breaking news!